La UTA a intrat un altul, Nikovski. Și mai este unul la Rapid, Vulturar. Da! Oh! Ce lovitură! Excepțional! Excepțional șut! Teixeira! Noul intrat din prima găsește vincul. Este un gol antologic. Portughezul Teixeira, născut 99, 25 de ani, scrie un super gol. Da, ține lor și puneți-le în buclă. Iată. Șut de la distanță, dar nu e vina lui Zicrist. Șut de mare calitate. Mingea lovită scurt, cu efect, traiectorie perfectă. I-a și venit bine. A fost bine servit, dar bine, acum ar fi culmea să treci și asist celui care a dat pas. Bine, așa cum mi se pare că au trecut asist lui de Nisman la golul lui Stanciu. Da? Dacă nu era pasa aia, nu te dea Stanciu gol. Pasă atât de bine. Tonie mutându-și acum tirul verbal în direcția lui Moroiță. Un gol care poate stârni entuziasm în tribune, dar mai ales poate aduce încredere și energie în jocul Rapidului. Priviri îngrijorate acolo în loja oficială. Rămâne văzut dacă acest gol va avea efectul dorit de gazde. Gândește-te că Rapidul a avut 3-0 la faza aceea cu Petrila și la faza lui Burmaz.